Ei se mobilizează, aleargă foarte mult. Este o lună în care vor face și vor desface în așa fel încât lucrurile să le devină favorabile. Pe de o parte să obțină aprobări, pe de altă parte să rezolve chestiuni care țin de cadrul social, de cercul profesional pentru a obține o aprobare, pentru a rezolva lucrurile care îi vizează în mod direct. Fie că discutăm de chestiuni practice, aprobări pentru demararea unor lucrări, de exemplu de construcție, achitarea unor sarcini către stat, sau chestiuni administrative, sau discutarea, rezolvarea unor lucruri în care să implice cercul de prieteni, ajutorul acesta necondiționat, să spun așa, întoarcerea, reîntoarcerea unor servicii, unor favoruri făcute în trecut. Deci sunt foarte multe lucruri care, iată, dau zona aceasta previzională de destin pentru nativii Taur. Este o lună importantă și pentru planul sentimental, pentru că unii pot să se îndrăgostească într-o astfel de lună, alții care își dau seama că partenerul nu este tocmai cel mai potrivit, și mă refer la relațiile tinere, nesudate încă, se pot la fel rupe. Întotdeauna eclipsele fac lumină în astfel de situații și ne forțează să vedem lucrurile mai clar și să luăm deciziile mult mai rapid decât în alte momente. Iar pentru unii tauri, aceste eclipse vizează relația cu copiii, cu cei mici, implicarea în asumarea de responsabilități legate de ei. Akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.